Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, stați în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, televiziunea pentru dumneavoastră. Emisiunea de promovare electorală, Fotoliul cu Ghimbi, l-are ca invitat astăzi pe candidatul PSD pentru funcția de primar al Comunei Bretea Română, domnul Răzvan Ionescu. Domnia sa este și primar în funcție. Bună ziua, bun venit, domnule Răzvan. Ziua, știu că aveți un nume mai lung. Care este, de fapt, întregul nume? Ionescu Gruia Răzvan Ciprian. Așa, noi am spus că o să titrăm doar Răzvan Ionescu, ca, pentru că nu încape pe așa burtiere. Deci, încă o dată, bună ziua, bun venit. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că astăzi am putut să ajung la emisiunea dumneavoastră pentru a transmite cele realizate în cursul mandatului meu în Comuna Bretea Română. Bun, tema emisiunii de astăzi este continuăm să dezvoltăm Comuna Bretea Română. Este o emisiune de promovare electorală. Dumneavoastră vă aflați în acest moment în studio în calitate de candidat PSD pentru funcția de primar, nu ca și primar al comunei. Totuși, nu pot să nu vă întreb cum ați găsit comuna în anul 2016 când ați fost ales prima oară ca și primar. Comuna Bretea Română, din punctul meu de vedere, în 2016 a fost o comună cu foarte multe nevoi, dornică de a se dezvolta și prin acordarea mandatului, acordarea votului cetățenilor către mine, am ajuns primarul acestei comune, am reușit în timp relativ scurt să dezvoltăm unele probleme, dar mai sunt multe de făcut. Cum i-ați convins pe oameni să vă voteze în 2016? Nu a fost greu, ținând cont că în mandatul 2012-2016 am fost consilier local al comunei, am venit cu un plus valoare în momentul respectiv, am avut foarte multe inițieri de proiecte de consiliu și probabil de acolo lumea m-a văzut ca un viitor primar al acestei comunități. Am înțeles. Acum nu discutăm despre actul în sine de administrare publică locală, dar vreau să vă întreb totuși ce ați făcut în acești 4 ani. În cei 4 ani de mandat am încercat să atrag sau am reușit să atrag cât mai multe fonduri pentru Comuna Bretea Română, atât fonduri europene cât și fonduri guvernamentale. Da, probabil o să ajungem în timpul emisiunii să le povestim un pic mai pe larg. Eu mi-am dorit obligatoriu ca această comună, o comună cu oameni frumoși, o comună cu oameni harnici, să devină orașul de la sat. Eu, interesant. Ce-i chestia asta? Acesta a văd fost... că ați venit pregătit, aveți, da, și materiale, aveți și materiale acolo. Este spațiul dumneavoastră de promovare electorală, deci puteți să ne spuneți tot ce doriți. Bineînțeles, în limita bunului de simț, fără atacul la persoană. Da, o să vă opresc eu. Dar așa cum vă cunosc, nu cred că veți face acest lucru. În primul rând, nu-mi stă în caracter să atac. În al doilea rând, vreau să spun ceea ce am făcut și ceea ce vreau să fac în continuare pentru comunitatea pe care o păstoresc. Bun, ce ne-ați pregătit? Deci, plecând de la ideea cu orașul de la sat, conceptul acesta de oraș în mediul rural poate să surprindă, dar explicat mai bine, are un potențial de imagine extraordinar. Mai întâi de toate ne referim la capacitatea administrativă de a atrage investiții și proiecte de infrastructură care să permită crearea de condiții similare cu cele pe care le găsim la oraș. Aici vorbim de infrastructura rutieră, vorbim de canalizare, vorbim de internet, vorbim de tot ce înseamnă, nu știu, toate utilitățile să fie asigurate pentru cetățean. Păi și sunt? Din punctul meu de vedere, pot să spun că în acest moment am ajuns aproape de viața de la oraș, ținând cont că mai avem și unele deficiențe legate de gaz,
mai avem acum două... Acum nu sunteți singuri. Nu suntem, poate mi-am dorit prea multe într-un mandat. Deci Dumnezeu a făcut lumea într-o zi, nu? Așa îmi spune toată lumea când păi, trec pe la ei. Mă gândesc că nu vă grăbiți să faceți tot în 4 ani. Nu mă grăbesc, dar știți proverbul acela, dacă în trenul te urci când este în gară, degeaba vrei să te urci după ce a plecat. Corect, aici aveți dreptate. Dar ați prins ceva trenuri până acum? Ați făcut câteva stații? Da, pot să spun că am depus, dacă bine stau să mă gândesc, cred că 9 proiecte pe fonduri europene, pe diferitele măsuri care au fost deschise în sesiunea 2014-2020. Am depus 9 proiecte, din care 8 sunt cu finanțare. Parte din ele sunt și recepționate. Totodată am depus și 4 proiecte pe fonduri guvernamentale, care, din fericire pentru mine și pentru cetățenii Comunei Pretea Română, astăzi sunt recepționate. Bun. Putem vorbi despre asta sau dorim, sau le lăsăm un pic și continuăm cu conceptul ăsta de... Aș vrea un pic să dezvolt ideea asta orașului de la sat, deoarece Comuna Pretea Română este o localitate dinamică, avantajul poziției geografice, nu trebuie ignorat apropierea fizică de orașul Hațeg, permițându-se, sau de țara Hațegului, ne permite să gândim la acest spațiu ca un spațiu periurban. Da. Spațiile periurbane sunt definite prin legea 350 din 2001 ca zonele care sunt în apropierea localităților și pot să se dezvolte prin atragerea de investitori, crearea locurilor de muncă și dezvoltarea comunei în final. Spațiul periurban a fost caracterizat astfel încă de la început prin prisma 3 elemente. Vecinătatea față de orașe, relațiile foarte strânse cu acestea și aspectul exterior, adică dominația spațiilor construite, rezidențiale. Păi bun, dumneavoastră aveți destul de multe gospodării care se construiesc acum în Comuna Pretea Română. Aveți niște peisaje superbe, sunteți la câțiva kilometri de orașul Hațeg, aveți toate aceste avantaje. Da. Orașul Hațeg încetul cu încetul va deveni o destinație turistică, dacă, bineînțeles, viitoarea administrație publică de acolo va ști ce are de făcut. Poate faceți un parteneriat cu primăria și de acolo. Nu refuz niciun parteneriat cu un OAT vecin, care aduce plus beneficii atât comunității pe care o conduc, cât și comunitatea care vreau să... Domnule Răzvan, eu aș vrea să ne oprim un pic din conceptul ăsta de oraș-stat. Cred că ați spus destule și aș vrea să vorbim pe limba bretenilor. Breteni, spun corect? Cum îi se spune? Comunei Bretea Română. Locuitorii Comunei Bretea Română. Păi nu, că dacă, nu știu, hațeganii sunt din Hațeg, sunt hațegani, la noastră Bretea Română o să răspună breteni români. Cont că... Câte în componența Comunei Bretea Română sunt 13 localități. Atât de multe? Da. Ia să vedem, le știți pe toate. Nu aș fi candidat la Comuna Bretea Română. Păi nu că sunteți primar în funcție. Care sunt localitățile care fac... Care Bățelar, Vâlcele Rele, Vâlcele. Vâlcele Bune, Bretea Română, Gânțaga, Covragi, Bercu, Vâlceluța, Bretea Străi, Plopi, Măceu, Ocoliș și Ruș. Deci din toate astea le știu pe toate, în afară de una singură. Cea în care locuiesc eu. Bercu? Nu. Bercu nu știu. Nu știu unde locuiesc dumneavoastră. Unde locuiesc dumneavoastră? Locuiesc în Vâlcele. Le știu în pe toate. În trecut apărea și ca și denumire a localității Vâlcele Rele și de asta nu am știut niciodată. Toată lumea ne cunoaște de Vâlcelan Răi. Vâlcelan Răi? Dar de unde vine numele ăsta de... Nu știu să vă spun. Rele, astăzi se numește Vâlcele Bune. Bune. Astăzi este localitatea Vâlcele Bune și localitatea Vâlcele. Ce pot să vă spun? Că locuitorii satului Vâlcele, satul de unde vin eu, sunt oameni muncitori, oameni gospodari,
oameni de care eu sunt mândru și îi reprezint cu demnitate în, în primăria comunei pe care o... Doamne ajută, domnul candidat, vreau să vă întreb următorul lucru. Eu am mai citit pe acolo pe Facebook, ba unele, ba altele, am spus că suntem cu minți, că, sau că sunteți cu minte în emisiunea asta, dar vreau să văd cum veți răspunde la întrebarea asta. Unii zic că ați făcut averea, că v-ați îmbogățit, că v-ați făcut fermă, că de-aia vreți să fiți primar, că alea. No, cine spune lucrul acesta, nu știu cât mă cunoaște de bine, probabil nu mă cunoaște. Vreau să spun că eu și familia mea animale am avut de când m-am născut, eu cu animale m-am născut în curte, de acolo și dorința bunicului meu de a merge spre medicină veterinară. Nu o să renunț la animale. A, deci tot medic veterinar până la urmă. De profesie, da. Aha. Nu o să renunț la animale atâta timp cât voi putea să le țin. Pe unde fermă v-ați făcut-o când? În 2010 am accesat proiecte pe fonduri europene. A, deci înainte de a fi primar. Cu mult timp înainte. Am înțeles. Bun. Am lămurit și aspectul ăsta din punctul meu de vedere. Îmi povesteați despre acele proiecte pe care le-ați realizat și implementat în Comuna Bretea Română cu toate cele 13 sate. Da. Care sunt proiectele astea? Cu ce au îmbunătățit ele viața locuitorilor comunei? Pot să spun că în cei 4 ani de mandat pe care am avut, am accesat, cum spuneam mai devreme, 9 proiecte pe fonduri europene. Aici se referă, mi-am notat să nu trec cumva peste vreunul da. Din ele, că ar fi păcat. Le avem în teren și nu le amintim. Deci am încercat să atrag, sau am reușit să atrag fonduri, atât pe infrastructură, cât și pentru infrastructură rutieră, cât și pentru infrastructură agricolă, cât și canalizare. Plus dotările căminelor pe care avem două proiecte. No, vorba Ardeleanului, nou. No, hai să vedem. Infrastructură rutieră, ce e asta? Deci infrastructură rutieră este un proiect depus pe măsura 7.2, proiectul modernizare rețelele de drumuri de interes local din Comuna Bretea Română. Aici intră drumuri comunale și ulițe, un proiect în valoare de 1.100.000 de euro, din care 1.000.000 este finanțare europeană și 100.000 este contribuția 100.000 de euro. Cofinanțarea comunei. Este vorba de 7,5 km de drumuri asfaltate, proiect care se lucrează în această perioadă la el. Aici avem drumul comunal care face legătura între Vâlcele Bune și Gânțaga, avem drumul comunal care face legătura între localitatea Bretea Străi și Măceu, o porțiune din intravilanul satului Măceu, 3 străzi din localitatea Bretea Străi și vedeam zilele trecute un atac pe Facebook că nu am reușit să fac un drum spre gara în localitatea, drumul care leagă DN-ul cu gara de la Bretea Străi este în lucru, probabil în următoarele 2-3 săptămâni se va ajunge și acolo. Nu pot, face parte din același proiect. Face parte din proiect. Păi, da, și punctajul obținut. Construcția asta nu poate acolo să nu mai este problema primarului, este problema constructorului și el are o perioadă de finalizare, în care trebuie să finalizeze proiectul. Când e termenul de finalizare? În iunie 2021. Da. Păi este vreme suficientă. Dar proiectul în proporție de cât la sută finalizat? Păi este vreo 30%, dar mai este mult de lucru. Fiind vorba de rigole, fiind vorba de rigole de beton, rigole de pământ, traversarea la nivelul căii ferate, da. Conductele de la transgaz, este mult de lucru. De ce de lucru? Da. Bun. Un al doilea proiect la care eu țin și nu știu, este proiectul meu de suflet, este infrastructura agricolă, fiind o comună care
mare parte din locuitorii comunei fac agricultură, am încercat și am reușit să atragem un proiect de 1 milion de euro pe infrastructură agricolă. Este un drum care pleacă din un drum județean de lângă localitatea Bățălar și ajunge în localitatea Gânțaga. Deservește tot ce înseamnă terenul arabil și de o parte și de alta a drumului. Am încercat pe această cale să evităm circulația tractoarelor pe drumurile județene, creându-le astfel posibilitatea de a se deplasa pe un drum modernizat, un drum asfaltat, un drum de 12,7 km. 12,7 km? 12,7 km. Păi alții nu reușesc într-un oraș să asfalteze, într-un orășel să asfalteze 12,7 km. Vreau să vă spun că în acest mandat adică am reușit... 12,7 km e mult! Nu, am reușit să facem 34 de km de drum cu covor asfaltic. Păi ce lățime are drumul ăsta? Sunt drumuri de 3 metri jumate, sunt drumuri de 4 metri, sunt drumuri de 2,75 metri, vorbesc zona de asfalt. Deci de 3 metri jumate, practic, sunt ca o șosea. Astea sunt în intravilane, atât ne-a permis terenul, atât a au fost figurate. A fost un proiect tehnic, probabil. Obligatoriu. Deci am respectat în totalitate proiectele. Deci câți kilometri? 34. Nu, da, îți dai seama ce îmi spui. Sunt conștient ce spun și pot să vă spună locuitorii comuni. Deci ai asfaltat de la Hațeg la Simeria. Nu, am asfaltat în interiorul comunei Bretea Română și pentru locuitorii comunei Bretea Română. Bun, și cine, la ce folosesc asfaltările astea? Ca să o luăm și pe partea asta. La bunăstarea... Sunt drumuri agricole? Deci 12,7 km sunt drumuri agricole, restul sunt ulițe și drumuri comunale. Și cât mai trebuie? Ce mai trebuie? Sunt ulițe, am dat-o în bulbier acum, mai sunt ulițe în Bretea de asfalt. Da, mai avem, deci pe lângă proiectul acesta care este în lucru, mai avem în jur de 2 km de drum neasfaltat. Doar atât? Doar atât. Dar mai e ceva cu proiectul ăsta? Nu, bineînțeles că îmi doresc și voi face tot posibilul ca în următorul mandat să venim cu îmbunătățirea infrastructurii rutiere în intravilanul localităților, acolo unde chiar este... Doriți sau vreți să faceți? Vreau să fac. Eu niciodată nu mi-am dorit. A, deci n-ați spus nici că adică v-ați dorit, dar... Ce am spus, am și făcut. Așa. Și atunci, ce vreți să faceți? Că n-am înțeles prea bine. Ce îmbunătățiri? Modernizarea drumurilor, ca pe toată lungimea lor să aibă rigole, fapt care, din păcate, nu l-am regăsit în proiect. Un singur proiect am avut lăsat. Poate e un pic impropriu spus cuvântul lăsat. Până la urmă, un primar trebuie să continue corect ceea ce lasă celălalt primar. Am avut un proiect de asfaltări care doar atât deci trebuia făcut. Cuprins în studiu nu era cuprins rigole, era doar covorul asfaltic și un strat de 15 cm. Probabil că intrase la finanțare, nu mai aveați cum să modificați. Nu aveam cum să modific. Acel proiect a fost... finanțat din bani guvernamentali prin PNDL 2. Aha. Și acum dumneavoastră spuneți că vreți să faceți îmbunătățiri în sensul de să puneți rigolele acolo unde trebuie puse? Da, se vor face, sunt în lucru deja vreo două proiecte în care vrem să venim acolo unde necesită cu tot ce înseamnă rigole pentru captarea apelor pluviale și nu știu, al doilea strat de asfalt, în unele locuri poate ne extindem de la 3,5 la 4 metri, dar asta depinde de soluția pe care ne-o dau cei abilitați. Proiectanții. Proiectanții. Bun, dar pentru asta ați făcut deja proiectele sau urmează să le faceți? Ca temă de proiectare am stabilit, urmează să vin în teren, să ne dea soluții și pe urmă să începem munca efectiv. Bun, ce altceva ați mai... Un
alt proiect care pot să spun că a creat un pic de ranj și pe această cale vreau să le mulțumesc cetățenilor din Comuna Bretea Română pentru înțelegerea de care au dat dovadă. Sunt cei 36 de kilometri de rețea de canalizare. Ce ați reușit să faceți canalizarea în comună? Da, am reușit să ducem în 9 din cele 11 localități canalizare. Și în restul? Urmează, se lucrează la proiecte, e vorba de localitatea Bățelar și asta localitatea... Asta când vom vorbi de proiecte. Deci ce ați făcut? În 9 ați dus, da? Da. Așa. În 7 existau. În da. 2 exista, în 7 am introdus canalizarea plus și în cele în care canalizarea exista, s-au făcut extinderi acolo ca să poată beneficia toată lumea din localitatea și respectivă. Și s-a racordat lumea? Se racordează? Am început, 3 localități sunt racordate, încep să se racordeze, urmează cei de pe la... Pe măsură ce se termină lucrările, probabil. Așa, avem și o stație de epurare care în cel mai scurt timp trebuie să o predăm, dar ca să o putem preda, a trebuit să lăsăm lumea să se branșeze ca să poată funcționa, să o aducem în parametrii care tehnic trebuie. Normal, da. Da. Stația de epurare tot prin program guvernamental. Asta vine probată, predată către apa prodă. Către, da. Da. Apropo de apa prodă, apa aveți? Da, este un proiect care nu pot să mi-l punctez mie. Apa este introdusă în Comuna Bretea Română, dacă nu mă înșel, undeva în anul 2007-2008. Aici dați-mi voie să vă spun că vă stimez pe chestia asta, că nu vă asumați acum nu poți, treaba asta. Că sunt mulți care vin să bat cu cărămida în piept, eu am făcut. Ați menționat și faptul că ați găsit și un proiect din urmă. Deci chestia asta, deci... pe cuvântul meu, foarte puțin o fac. Toți care vin la primărie, eu am făcut, eu Andres, dar foarte puțin zic, știi, am găsit un proiect care era cu... Acum trebuie să apreciez lucrurile bune care s-au făcut în comuna noastră, dar în același timp am și foarte multe nemulțumiri, dar astea probabil o să le discut altă dată, nu în nemulțumiri legate de ce? De multe aspecte. Din urmă sau despre ce vorbim? Din urmă, da. Acum știți cum e, trecutul cu trecutul, important e să mergeți înainte. Obligatoriu trebuie să mergem înainte. Atât și când spun să mergeți înainte, mă refer în primul și în primul rând la comună, nu la noastră. Adică comuna trebuie să meargă înainte prin proiectele pe care noastră, ca primărie, ca și Consiliul Local, eventual, veți reuși să le implementați. Mă rog, cu siguranță. Alte proiecte. Ce ați mai făcut? Am avut două proiecte depuse pe GAL, dotarea biroului agricol, așa se numea unul, prin deservirea domeniului public și privat al Comunei Bretea Română. Aici am achiziționat un multifuncțional, un utilaj multifuncțional de tip excavator, pe măsura 6-3, proiect în valoare de 100.000 de euro. Tot prin GAL, am reușit zilele trecute să mai terminăm, să recepționăm un proiect. Am schimbat în 5 localități iluminatul cu lămpi pe LED pentru a reduce costurile și valoarea acestui proiect este în valoare de 20.000 de euro. Am înțeles. 20.000 de euro. Țin foarte mult să subliniez acest lucru. În 2015, dacă mi-aduc 2015, cred că am avut o discuție foarte aprinsă legată de intrarea Comunei Bretea Română în acest GAL. Cred că eram singura comună care la momentul respectiv nu făceam parte dintr-un GAL. Este un proiect de hotărâre inițiat de mine în calitate de consilier împreună cu câțiva colegi. A, deci iată că se poate și consilierul local. Și astea sunt să inițieze proiecte de obligatoriu. Hotărâre. Rolul unui consilier local este de a iniția și de a încerca să dezvolte împreună cu primarul comunitatea pe care o reprezintă. Corect. Rolul consilierului nu este de a veni la ședință, a ridica mâna și după să uite ce a votat. Se mai întâmplă și pe la noi prin comune lucrurile astea. Ce se întâmplă?
Mai sunt proiecte votate și pe urmă sunt aduse acuze primarului că a făcut un lucru prea scump sau n-a făcut ceva. E, doamne, că eu știu despre ce e vorba. De ce o luați așa pe ocolit? Uite, dacă dumneavoastră aveți bun simț și nu spuneți, eu vreau să le spunem oamenilor. Bunul simț mă caracterizează. Bun, eu vreau să spun oamenilor că știu că la dumneavoastră a existat o situație de arestul curcilor. A spus-o dumneavoastră, n-am spus-o eu. Da, și mi-asum ce spun. E de arestul curcilor. În care niște consilieri locali, nu are rost să mă apuc să le dau eu numele și nici partidul, că se știu ei și probabil că știu și oamenii din comună, au început să vă acuze că ați construit prea scump, nu o capelă sau ceva de genul ăsta. Parcă de o capelă era. Pe care, de altfel, costurile, proiectul și toate astea le-au votat tot ei în consiliul local. Obligatoriu. După aici care... vreau să intervin un pic. Deci, pe parcursul celor 4 ani de mandat al meu, din multe hotărâri de Consiliu pe care le-am inițiat, una singură, la una singură am avut 2 abțineri. Restul au fost trecute cu 11 voturi din 11. Adică inclusiv cu votul adică de opoziție. Nu pot să fii, nu pot să spun că am avut o opoziție. Pot să spun un singur lucru, văzând cele care vin acum în spațiu public, nu știu, cred că am avut niște oameni care abar n-au cu ce să mănâncă administrația publică. Bun, dar și mie mi se pare o mare prostie să votez ceva. Nu vreau să discut asta, că pe urmă nu, s-ar putea să le fac un bine. Păi nu face niciun bine nimănui. 2 secunde, că nu știți ce vreau să spun. Acum, eu nu vă țin noastră partea, că n-am nicio treabă cu Răzvan Ionescu, adică fiecare cu treaba lui, ca să nu spun altfel. Dar, când vii și îmi spui că ai avut toate proiectele în 4 ani de zile votate, după care eu văd prin spațiu public că vine Nea Caisă și începe să vorbească aiurea despre un proiect sau despre o hotărâre pe care el a votat-o, mi se pare așa și de prost gust și de lipsă de bun simț, dar mie mi se pare în primul rând lipsă de profesionalism, profesionalism cu ghilimele de rigoare în meseria aia de consilier local, că pentru unii a devenit și asta o meserie. Dumneavoastră spuneți meserie de consilier local? Păi nu sunt unii abonați pe listă, domnul ce? Primar. Nu, domnul candidat. Sunt, nu sunt, sunt unii abonați sunt, pe listă tot timpul? Sunt și din aceștia. Dar cel mai dureros lucru pentru mine este să văd un om care are o profesie, spun eu, nu știu, dacă trebuie să o spun sau nu, că nu vreau să jignesc pe nimeni. Care are o profesie, că ce? Deci este un jurist să vină să acuze niște chestii care... Să, de jurist la apelul bocancilor sunt sătul, adică jurist... Bun. Din ăsta, jurist l-a făcut la 40 de ani, la 50 de acum ani... Acum nu vreau să fiu păi lăsați-mă cu asta. Moderator, dar aș păi vrea să trec peste episodul... Păi n-aveți cum să fiți moderator, că peste... pun la valiera jos și mări, vă las pe noastră singur. Da. Dar când îmi ziceți de jurist din ăștia făcut la apelul bocancilor, mă apucă bâțul. Deci haideți, că e plină țara de avocați, de juriști și de absolvenți de drept, care, dacă îi întreb ce e drept comercial sau drept civil, nu știu să răspundă. Copilul lui mămica, copilul lui tăticu, copilul lui bunicu, ajungi pe funcție juriști. Bun, asta e altă chestie care face parte dintr-un alt fotoliu cu ghimbi. Nu vreau să vă mănânc spațiul după noastră din, din emisiunea de promovare electorală. Da. Spațiul noastră, ce alte proiecte mai avem? Deci avem un proiect... Da, dacă mă pornesc, tot, e greu să mă opresc. Vă rog. Avem proiectul de canalizare, tot pe măsura 7-2, în valoare de 1 milion de euro, proiect care se lucrează și, și astăzi. Mai acest proiect are în componența sa și o stație de epurare. Sper că undeva prin luna decembrie, ianuarie să fie funcțională canalizarea în comuna Bretea Română, în satele în care se mai lucrează. Avem două proiecte pe măsura 7-6. Aici pot să spun că am 4 cămine la care așteptăm avizarea proiectului tehnic, după care se va face licitația. Este vorba de căminul din Vâlcele, Vâlcele Bune, Măceu și Plopi. Deci probabil lucrările vor începe undeva spre sfârșitul anului. Și mai avem un proiect pe aceeași măsură, dotarea căminelor din localitatea Bățelar, Bretea Română, Gânțaga, Covragi, Ocoliș, Ruș,
cred că n-am omis nicio localitate, care este terminat. Deci, deci ați dotat... Da, cu tot dar ce înseamnă... vă trebuie, doamnă, cămină culturală? Ce activități culturale aveți noastră? Păi ca și la dumneavoastră acasă. În momentul când primești pe cineva acasă, trebuie să-i arăți că ai de toate. Adică? Adică mi-am dorit ca în acest proiect să fie mese, să fie scaune, să fie sonorizare. Bun, dar ce nevoie aveți de sonorizare, mese, scaune la căminele culturale? Ce activități aveți? Aveți activități culturale? Mai sunt și activități culturale. De cele mai multe ori acolo facem întâlnirile pentru stabilirea priorităților când facem bugetul. A, aveți întâlniri cu cetățenii? Da, una din promisiunile mele în 2016 a fost înainte de fiecare, de întocmirea fiecărui buget, să am discuții cu cetățenii pentru a ști exact care sunt nevoile și care sunt prioritățile. Și v-ați ținut de chestia asta? Da, mai puțin în acest an, când datorită pandemiei... Cum, trei ani de zile v-ați întâlnit cu oamenii? Cât da, de câte în fiecare an, în luna februarie-martie, sau ianuarie, în funcție de când... Consultări din astea publice? Da, ne-am întâlnit de fiecare dată la cămin și am stabilit ce este bine pentru localitatea. Ce ați ținut cont de ce v-au spus oamenii? În mare măsură, da. Nevoile erau, pot să spun, comune în toate localitățile. Toată lumea își dorea canalizare, toată lumea își dorea drumuri, toată lumea își dorea gaz. Iată, a apărut oportunitatea să ajungem și acolo. Dar ia spuneți-mi că suntem la cămină culturală, ansambluri, da. Ceva, tradiții, alea. Tot prin acest proiect de care vorbeam înainte, am achiziționat costume populare, urmând să facem un parteneriat cu școala, prin care să formăm un ansamblu al comunei, format din tineri, din persoane mai în vârstă, cine dorește să se înscrie este... Da, domnule, dumneavoastră aveți acolo o tradiție de Crăciun, văd că nu-mi ziceți de ea. De ce nu-mi ziceți? Da, în fiecare an sunt mândru de Seara Colindelor, unde toate trupele de călușari din comună vin și... și-și prezintă obiceiul din satul... Cum toate trupele de călușari? Ce da, avem trupe de călușari în localitatea Bățelar. Dar astea nu sunt sub autoritatea Consiliului Local. Deci oamenii se adună ei... Oamenii își duc tradiția mai departe. Formidabil. Și mă fac mândru de acest lucru. De asta când se întâmplă de Crăciun? De Crăciun, în penultima... duminică înainte să se ia vacanța. Deci, în 15-20... Și 11, câte? 13? Nu sunt. Sunt 5 trupe de călușari în localitatea Bățelar, Vâlcele Bune, Gânțaga și Covragiu. Sper și acolo să reapară tineretul, că în ultimul an nu au mai venit. Sper să ducem tradițiile pe care noi le-am găsit și le-am trăit ca și copii, să le ducem mai departe, ca și copiii noștri să știe măcar că astea erau obiceiurile în perioada Crăciunului. La fel sunt trupe de colindători, cete de colindători, are o foarte mare implicare și aici vreau să mulțumesc profesorilor și învățătorilor că se implică în fiecare an și vin cu grupurile de la școală. Pentru mine ca primar este o satisfacție mare în momentul când vezi de la grupa mică de la grădiniță până la clasa 8-a cetele de colindători că vin și colindă. Bineînțeles, în sală fiind părinții, bunicilor. Am înțeles. Ia, hai să vedem ce-i cu gazul ăsta, că e o poveste și cu ăsta. Gazul este provocarea pentru următorul mandat. Așa. Proiect pe care l-am început în urmă cu vreo lună jumate, în momentul când mi-am notat aici, când a apărut AXA, este un proiect derulat prin POIM, AXA prioritară 8,
așa ca date pot să vă spun că lungimea rețelei are undeva 58 de kilometri, încă nu avem stabilite costurile finale. Urmând săptămâna viitoare să avem hotărârea de Consiliu pe indicatorii tehnico-economici și până cel târziu în data de 15 luna aceasta să-l depunem. Bun. Deci asta înseamnă că dumneavoastră aveți deja alocată o cotă de gaz sau un aviz de principiu. Da, ce deci aveți? Am obținut avizul de principiu de la Transgaz. Care ce înseamnă avizul ăsta de principiu? Că ce? Că noi, Comuna Bretea Română, vom beneficia de o rețea de gaze. Așa, deci asta înseamnă avizul. Dar nu pot să spun că se va termina într-un an sau să se va termina în 5 ani. Păi nu proiect. Depinde de dumneavoastră. Nu depinde de mine, depinde doar doar depunerea proiectului. De aici încolo. Păi și proiectul când îl depuneți? Sau l-ați depus? Până în data de 15 luna aceasta. A, pentru că acum trebuie depus. Nu? Că urma, v-aș fi întrebat, dar de ce l-ați depus până acum? Dar se nu puteați să-l depuneți fără aviz. Se lucrează la el, sunt avize, chiar ieri am ridicat avizul de la Mediu, mai urmează o serie de avize, dar ne încadrăm ca termen să le depunem. Domnul candidat, eu nu pot să nu vă întreb. Tot am așteptat, am lăsat, că nu știți nimic, dar și nu înțeleg de ce. Și eu și cu alți colegi de mei din presă am citit că, ca o mare realizare, am citit-o asta și, sincer, și mie mi se pare o mare realizare, pentru că, până la urmă, e vorba de țara noastră și de bogăția ei și de ceea ce avem noi în patrimoniul nostru. Ați reușit un mare lucru în instanță. Tot am așteptat să-mi ziceți. Eu, dacă aș fi fost candidat, cu asta aș fi început în primul rând. Dar văd că dumneavoastră, ori din bun simț, ori nu știu de ce, nu mi-ați spus până acum, domnule, am înțeles că ați reușit să reintrați în posesia muntelui Rătăzat, dacă zic bine, este... sau a unei mari părți a acestui munte? Nu, aici sunt două aspecte. Cred că a fost una din nu știu să găsesc cuvântul potrivit. Priorități? Nu pot să spun prioritate. Faptul că eu am vrut să candidez și să ajung primar al acestei comunități în 2016, a fost și acesta. Nu pot să spun și nu știu de ce a trebuit să treacă 20 de ani ca cineva să vină să reușească să scrie niște titluri pe niște pășuni alpine, având din 1995 o validare în documentele primăriei. Deci spre surprinderea... oamenii aveau pășuni, nu aveau titluri de proprietate. Exact. Oamenii din exact. Comuna dumneavoastră. Exact, da. Și? Am constatat în 2016, după ce s-a reușit scrierea titlului pe o parte din pășunile alpine, că o suprafață de pășune alpină care era pe vremuri proprietatea comunei politice Vâlcele și Vâlcele Bune se află în titlu unei așa numite, nu știu să vă spun moștenitoare. Exact, moștenitoare, dar acolo este lungă povestea. Moștenitoarea a predat la un SRL. În fine, ce am reușit eu? Am reușit să deci intrăm... Deci nu mai era un OAT. Nu era posesia OAT-ului. Nu era OAT-ului. Am reușit împreună cu colegii mei din primărie să facem și cu un domn avocat, căruia astăzi îi mulțumesc, am reușit să depunem cerere să intrăm și noi ca parte în acel proces, proces care a durat pentru noi, Comuna Bretea Română, 4 ani, dar pentru alți colegi care erau parte în proces, am înțeles, 11 ani a durat. 11 ani. Nu pot să vă spun că am primit cu foarte mare, nu știu, bucurie lucru, că ceea ce bunicii și străbunicii noștri au obținut în urmă cu ani de zile prin faptul că și-au vândut animalele, și-au vândut alții poate terenuri să cumpere această pășune alpină, am reușit să o readucem în domeniul public, dar deocamdată este mult spus readusă, fiindcă
probabil mai urmează un recurs, dar deci sunt încrezător. Da, este în primă instanță la Hațe câștigată, dar sunt încrezător că un bun pentru care bunicii și străbunicii mei și ai noștri, ai comunității au plătit, poate să se folosească altcineva de acel lucru. Da, e destul de neplăcut, dar lucrurile se întâmplă în țara asta. Sau întâmplă. Nu vreau să cred lucrurile Bun, astea. Bun, și dacă, să zicem că și după recurs și așa mai departe, dreptatea rămâne tot la dumneavoastră, cu ce va îmbunătăți asta viața locuitorilor din Brăila? Nu știu dacă va îmbunătăți cu prea multe viața locuitorilor, dar este o mândrie a mea și o recunoștință a celor care au făcut niște sacrificii pentru a obține aceste bunuri. Pe de altă parte, putem să avem ca obiectiv un pic legarea Comunei Bretea Română de aceste locuri, adică e vorba de lacul Zănoaga, Poiana Pelege, adică să dezvoltăm un pic partea turistică. Să putem spune cu mândrie că aceste locuri sunt proprietatea Comunei Bretea Română. Nu vreau să uit și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor colegilor din primărie, tuturor locuitorilor din Comuna Bretea Română care m-au ajutat să duc la bun sfârșit aceste lucruri. Fără ei mi-ar fi fost poate un pic mai greu. Pe această cale le mulțumesc și le spun că voi fi același om care am fost și până acum. Bun. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Mă gândeam. Vreau să-mi vorbiți despre ce vreți să faceți în următorul mandat. Adică de ce ar trebui locuitorii Comunei Bretea să vă aleagă? Bun. Ce vreau să fac în următorul mandat este să duc la bun sfârșit rețeaua de gaze, să duc la bun sfârșit rețeaua de canalizare în localitățile în care mai avem de lucru, să modernizăm drumurile pentru a avea rigole, pentru a avea un asfalt pe toate zonele care astăzi nu este. Am omis un pic și un lucru la care eu țin foarte mult în comună, este școala. Nu avem o sală de sport. Obligatoriu trebuie să găsim și împreună cu colegii mei depunem un proiect la Compania Națională de Investiții pentru o sală de sport. Mai vreau să facem o... Scuze. Vreau să depunem un proiect la Compania Națională de Investiții pentru un asemenea lucru. Ne lipsește la școală. Ah, deci pentru școală. Da. Țin foarte mult asta, la școală. Mă gândesc că ar putea să folosească și locuitorii comunei, nu? Pot să se folosească și locuitorii comunei, dar foarte important este să o folosească copiii noștri, că fără educație nu poți avea o satisfacție. De acord cu dumneavoastră din punctul acesta de vedere. În funcția de primar. Bun. Deci, sală de sport. Grădiniță cu program, așa, cu terenul, program prelungit. Ținând cont că în ultima perioadă cel puțin 40 de tineri au cumpărat case în Comuna Bretea Română, cred că este pe viitor nevoie ca acești oameni să poată să meargă la servici, știind că copiii lor rămân în siguranță într-o locație. Case mortoare în toate localitățile comunei. Mergem în continuare pe atragerea de fonduri să dezvoltăm cât mai mult comuna. Așa. Fonduri europene, parcuri de joacă, nici nu mai știu câte am pus aici, dar... Poate despre astea într-o altă emisiune. Cu siguranță. Deocamdată, domnule Ionescu, candidat la funcția de primar al Comunei Bretea Română și primar în funcție, vreau să mulțumesc pentru prezența în studio. Ce le transmiteți celor din Bretea care în acest moment se uită la noastră și nu numai lor?
Eu vreau să... La cameră, vă rog. Vreau să le mulțumesc pentru sprijinul acordat în mandatul care se încheie peste câteva zile și vom continua împreună. Da, interesant. Mulțumim pentru prezența în studio. Vă dorim succes în alegeri. Ne auzim într-o emisiune următoare. Stimați respectatori, Răzvan Ionescu, candidat la funcția de primar al Comunei Bretea Română, a fost invitatul nostru de astăzi. Îi mulțumim pentru prezența în emisiune, îi dorim și succes. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziune pe bune. Rămâneți cu noi, numai bine!